Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre darwinism, o doctrină politică și teoria cheie în manualele globaliștilor. Într-un miniserial dedicat analizei cărților scrise de globaliști, publicat de Victor Grigore pe site-ul yogaesoteric.net, autorul vorbește despre faptul că în 1848, elita revoluționară engleză impune dogma scientistă. Savanții devin noua clasă sacerdotală. Thomas Huxley îl impune publicului pe Charles Darwin, perișorul Francis Galton și ideea eugenică de control al reproducerii. În minutele care urmează vorbim despre darwinism, pentru că nicio altă idee nu se regăsește atât de des în atât de multe lucrări ale globaliștilor ca subiect explicit sau implicit. Versiunea oficială a darwinismului sună așa. Un tânăr cercetător face o expediție în insulele Americii de Sud și acolo are revelația legii care explică diversitatea vieții. În 1859, publică Originea speciilor, o carte care revoluționează lumea științifică, o carte care explică implicit și originea omului ca produs al evoluției. Realitatea este puțin mai complicată decât sugerează mitologia oficială. Dacă Charles Darwin a produs o asemenea revoluție în conștiințele oamenilor și în bună măsură a produs, ar fi necesar să pornim de la întrebarea care era narațiunea general acceptată anterior. Evident, în lumea creștină, etalonul nu puteau fi decât versetele care deschid Cartea Genezei. Bine, dar aceea nu e știință, veți spune. Este un mit, vor spune alții. Da, în sensul în care un mit explică metaforic aspecte care depășesc capacitatea de înțelegere a gândirii umane. Dar exact la fel este și mitul darwinist, o poveste spusă maselor de către oameni cu autoritate, în baza căreia imaginația fiecăruia poate să zburde. Mitul darwinist este în cel mai bun caz o teorie, dar nu știință în sensul de cunoaștere sigură și rațională, verificabilă experimental, cuantificabilă. Legea gravitației sau legea lui Arhimede se pot demonstra experimental. Pentru evoluționismul biologic sau pentru Big Bang, nu se poate concepe un experiment. În aceeași măsură în care nu se poate valida experimental creaționismul. Ele țin de metaștiință sau de filozofia științei, de cosmogonie. Pentru ele se pot construi imaginativ modele explicative, presupunerii de lanțuri cauză-efect. Pentru fiecare astfel de supoziție se pot aduce dovezi, cărora să le atribuim un grad de plauzibilitate. Acceptarea lor pe scară largă va depinde deseori de autoritatea celor care le avansează și le atestă. Am vorbit în episodul trecut de bunicul lui Charles Darwin, Erasmus Darwin, care enunțase deja schematic ideea evoluționistă. Erasmus era un personaj influent, organizatorul a cel puțin două cercuri care reuneau investitori, cercetători, mistici și revoluționari cu idei progresiste. În unele din aceste cluburi particulare, accesul era lăsat moștenire. În Societatea Filozofică din Derby, al doilea club însuflețit de Erasmus Darwin, îl vom regăsi pe tatălui Herbert Spencer, fondatorul darwinismului social, adică tentativa de aplicare politică a teoriei. Pe Herbert Spencer însuși îl vom regăsi în Club X, asociat cu Thomas Huxley, poreclit buldogul lui Darwin. De fapt, meritul de a impune ideea evoluționistă în conștiința publică îi aparține în mai mare măsură lui Thomas Huxley decât lui Darwin însuși. Huxley a fost cel care a susținut faimoasa dezbatere publică de la Oxford din anul următor publicării cărții, dezbatere în care istoria oficială susține că l-a zdrobit pe episcopul anglican. Tot lui Huxley îi se atribuie și cel mai mare rol în secularizarea societății britanice, începând din secolul al XIX-lea, prin influența sa în presă și mai ales asupra comisiei care reglementa educația publică. Pentru acest merit, este pomenit elogios de Lenin în scrierile lui.
Tot Huxley a fost cel care și-a asumat primul o lucrare în care să susțină că omul se trage din maimuță, la 4 ani după originea speciilor. Cei 3 fii ai lui vor continua opera fiind autorii unora dintre cele mai explicite cărți globaliste, dar despre asta vom vorbi cu altă ocazie. Deci, ce își propuneau aceste cluburi particulare în care se reunea elita englezească? Să nu uităm contextul politic. Lunar Society, primul club al lui Erasmus Darwin, coagula magnați și gânditori cu idei revoluționare, exact în perioada Revoluției franceze și a scrierii Constituției americane. Cluburile de pe vremea lui Thomas Huxley și a lui Charles Darwin se reuneau concomitent începând cu anul revoluționar 1848, anul în care revoluțiile burgheziei liberale măturaseră mai multe țări ale Europei. Era și anul în care Marx și Engels publicau încă și mai radicalul manifest al Partidului Comunist. Același Marx, trăitor la Londra, care avea să îi scrie o epistolă entuziastă lui Darwin imediat după apariția originii speciilor. Era Karl Marx specialist în biologie? Evident nu. El nu făcea decât să se ralieze unei poziții politice. Ca să preluăm modelul explicativ al lui Marx, gândirea celor menționați anterior era expresia unor interese de clasă. Ei erau toți burghezi, îmbogățiți de revoluția industrială. James Watt, de exemplu, a fost participant în clubul lui Erasmus Darwin. Celălalt bunic al lui Charles Darwin, Josiah Wedgwood, era unul dintre cei mai bogați afaceriști ai secolului al XVIII-lea. Puterea materială a noii burghezii era limitată de rânduielile rigide ale vechii aristocrații și de ale monarhiei de drept divin. Ei considerau că există o castă preoțească, în mâna căreia era concentrată o putere simbolică prea mare, de care depindeau și tronurile și titlurile nobiliare. Am văzut în episodul anterior cum unitarianismul, al cărui adept rămăsese și nepotul Charles Darwin, lovea în dogme cruciale ale bisericii. Un potențial similar a fost intuit în sânul numeroaselor cluburi progresiste din partea tehnicienilor. Mulți inventatori își dovediseră geniul în experimente și creații practice, iar prestigiul lor era acum folosit pentru a-și extinde competența asupra problemelor metafizice sau politice. Era genul de competență prezumată, care a făcut ca în zilele noastre televiziunile să aștepte profeții despre vaccinuri de la patronul unei firme de calculatoare. Savanții în halat alb de laborator erau chemați să ia locul preoțimii în sutană și să construiască o mitologie secularistă, care să răspundă altfel la întrebările fundamentale ale omului din totdeauna: de unde venim, cine suntem, pentru ce trăim, încotro ne îndreptăm. Știința a fost preschimbată deliberat, nu accidental, într-o sursă de autoritate și autoare de narațiuni metafizice. Ironic, pentru acest act revoluționar a fost folosit harul de orator și condeier autor de aforisme memorabile, care a fost Thomas Huxley, tocmai cel care spusese că știința se sinucide când adoptă un crez. Revoluțiile anterioare ale științei nu avuseseră niciuna un efect similar, pentru că nici nu porniseră cu un asemenea scop. Galilei, Newton și nenumărați alții nu socotiseră că au descoperit altceva decât legea ale Universului, care dezvăluie măreția și grija lui Dumnezeu pentru om. În cazul lui Charles Darwin, pierderea credinței s-a produs cu decenii înaintea observațiilor științifice, după cum reiese din jurnalele sale. Până atunci, inclusiv Darwin crezuse cel puțin teza teistă, sintetizată în 1802 de William Paley în volumul Teologia Naturală și dovezile existenței unei zeități. Deși cartea foarte populară aduce mai multe argumente, Teologia Naturală e faimoasă pentru argumentul ceasului. Argumentul este genial în simplitatea lui. Dacă am găsit pe o plajă pustie un ceasornic de buzunar, am presupune că piesele lui s-au așezat de la sine în mecanismul respectiv,
sau că a existat un proiectant și un executant al ceasului. Argumentul designerului a fost reluat în variate forme, de la un scris găsit pe pereții unei peșteri, la o statuie și așa mai departe. Cartea lui Paley a fost combătută din diverse unghiuri în următorii 200 de ani de la publicare. Este normal să conțină elemente datate, dar argumentul în sine cuprinde atât de mult bun simț și corespunde existenței tuturor, încât este în continuare imposibil de combătut și ignorat. De pildă, Richard Dawkins a încercat să îl atace ca o analogie imperfectă, pentru că organismele vii nu sunt ceasornice și se pot multiplica, de parcă se pusese problema multiplicării ceasurilor. Teologia naturală a lui Paley era populară și general acceptată. Singurii care se aventurau să facă opinie separată erau puținii revoluționarii de nuanță socialistă sau liberală. Într-atât de radicală era o altă opinie, încât în 1844 o teză evoluționistă a fost răspândită sub anonimat ca manifestele. Autorul lucrării incendiare Vestigiile istoriei naturale a creației era radicalul liberal Robert Chambers. În ea, Chambers scrie pentru prima dată, înaintea lui Huxley și a lui Darwin, că omul se trage din maimuță, aspect pe care Charles Darwin se abținuse intenționat să îl includă în originea speciilor. Autorul anonimei cu pretenții științifice era participant la ședințele de spiritism ale lui William Wallace, care va propune concomitent cu Darwin ideea evoluționistă în public. Cartea lui Chambers a fost considerată neserioasă și a făcut doar vâlvă în opinia publică. Același tip de conținut va fi impus publicului ca știință pură 15 ani mai târziu, prin influența cercului din care făceau parte Huxley, Darwin și Wallace. Intenția lui Charles Darwin de a combate polemic teologia naturală a lui Paley și de a susține manifestul tezist din Vestigii este mai mult decât evidentă. La data când se îmbarcă în faimosul său voiaj de explorare a insulelor Galapagos, Charles Darwin abia terminase de câteva luni studiile. Notațiile pe care le face în insule nu depășesc deseori insolitul unor observații amatoristice ale unui turist. Darwin colecționase încântat animale cu penaj sau aspect exotic, ba chiar aduce un aborigen în Anglia, pentru a-l plimba prin oraș, pentru uimirea societății victoriene. Când apărea originea speciilor, la 15 ani după manifestul anonim evoluționist, un critic spunea: ce e nou în cartea aceasta este fals și ce este adevărat nu e nou. Dar teoria se potrivea foarte bine cu interesele imperiului peste care soarele nu apune. Se zvonea că prințul Albert îi citise reginei Victoria cu voce tare manifestul anonim. Revoluția franceză deschisese mai multe războaie pe continent. Dar după înfrângerea lui Napoleon în 1814, lumea se deschidea la picioarele Albionului pentru un secol. Stăpânirea popoarelor de culoare din cele două Americi, Africa și Asia, avea nevoie de o justificare morală mai consistentă, o justificare căreia îi servea de minune teoria rasială. Pe scurt, ea suna așa: omul alb este chemat să stăpânească pentru a civiliza popoarele rămase în urmă, pe care să le aducă la nivelul său. Istoria naturalistă era o acumulare treptată în care unii se găseau mai aproape de copilărie, iar alții de maturitate. Era la îndemână să indici că aborigenii se află pe o treaptă inferioară a evoluției, mai aproape de maimuță decât omul civilizat. Charles Darwin a început să își contureze teoria abia după ce l-a citit pe Malthus, cu al său faimos eseu despre pericolele suprapopulării. Războaiele de cucerire nu mai păreau atât de catastrofale, dacă se credea că feresc lumea de foamete și catastrofa demografică. Charles Darwin era pentru imperiu genul de profet plăcut auzului.
El constata că rasele superioare se impun mereu și elimină treptat populațiile indigene în diversele insule pe care acostau corăbiile negustorilor englezi. De altfel, titlul original al cărții este astăzi trecut sub tăcere din motive de corectitudine politică. S-a numit Despre originea speciilor prin mijloacele selecției naturale sau Păstrarea raselor favorizate în lupta pentru viață. Nu sună foarte progresist, nu? Charles Darwin urma proiectul progresist al bunicului său în mod metodic. I-a pus primului său născut tot numele Erasmus și era foarte atent la sensibilitățile opiniei publice. În cartea din 1859, Originile speciilor, nu a folosit cuvântul evoluție, nici mutații, pe care le numea doar variații. N-a folosit nici exprimarea supraviețuirea celor mai puternici, pe care a lansat-o Herbert Spencer, cel cu darwinismul social. S-a ferit mai ales să trateze chestiunea originii omului. Abia după ce Huxley și-a luat inima în dinți să spargă și acest tabu, a dedicat o carte subiectului. La noi ea este tradusă cu un titlu cu minte, Originea omului. Dar originalul englezesc este cu dublu sens. Descent of man poate să însemne descendența, dar și decăderea, coborârea omului. Schimbarea de statut a omului de la ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu la acela de maimuță evoluată, unul dintre animale, era o revoluție de mentalitate. Nu doar față de antichitate, dar și față de umanismul renașterii, de viziunea progresistului Pico della Mirandola, cât de departe față de înălțătoarele cuvinte adresate lui Adam de creator. Te-am pus în centrul lumii pentru ca de aici să privești mai lesne cele ce se află în lumea din jur. Nu te-am făcut nici ceresc, nici pământean, nici muritor, nici nemuritor, pentru ca singur să te înfățișezi în forma în care tu însuți o preferi, ca și cum prin voia ta ai fi propriu-ți sculptor și plăsmuitor de cinste. Vei putea să decazi în cele de jos, ce sunt lipsite de inteligență. Vei putea prin hotărârea spiritului tău să renaști în cele de sus, ce sunt dumnezeiești. Conștient de grozăvia planului său, Charles Darwin își nota în caiete o strategie de liniștire a opiniei publice. Nu va spune direct că omul are trăsături ca ale tuturor animalelor, dar va antropomorfiza animalele, inventându-le caracteristici umane. O scria în privat cu 2 decenii înainte să publice Originea speciilor și cu 33 de ani înainte de cartea dedicată omului. Iată, ca să evit să afirm cât de departe cred în materialism, voi spune doar că emoțiile, instinctele, talentul, care sunt ereditare, sunt așa pentru că, de fapt, creierul copilului seamănă cu al părinților, iar frenologii susțin că creierul se alterează. Ulterior se va strădui să combată orice refugiu al unor idei înalte, apărut în dezbaterea publică, adăugând explicații la teoria inițială. De pildă, când s-a sugerat că penajul încântător al păsărilor arată iubirea pentru frumusețea creatorului de dragul frumuseții, a trecut astfel de trăsături în rândul celor necesare selecției sexuale. Gradual, a făcut la fel cu înclinațiile artistice ale omului, pasiunea pentru muzică, dans, sculptură, arhitectură, poezie, tuturor găsindu-le echivalente mai mult sau mai puțin plauzibile în lumea necuvântătoarelor. Implicațiile tezei evoluționiste sunt nenumărate. Triburile sălbatice puteau fi măcelărite fără remușcări, ca un dat al naturii. Dar se deschideau porțile marilor proiecte de inginerie socială. Dacă rasele de animale se puteau ameliora prin selecție, și englezii erau foarte pasionați de selectarea câinilor de vânătoare, a cailor pur sânge și altor vietăți, înseamnă că și omul putea fi ajutat să își accelereze evoluția. Pentru unii era o posibilitate, pentru alții o datorie. Herbert Spencer nu a avut nevoie deloc de observațiile despre păsări și țestoase ale lui Darwin
ca dovezi științifice pentru a-și formula teoria numită ulterior darwinismul social. La fel cum nu avusese nici bunicul Erasmus Darwin. Lui Spencer i-a fost suficient manifestul anonim al lui Chambers și și-a publicat teoriile înainte de apariția originii speciilor. Este drept că după ce a citit-o, a născocit și sintagma despre supraviețuirea celor mai bine adaptați, dar programul de bază îl avea deja publicat. Nu a fost o deducție bazată pe știință, ci o convingere care și-a găsit ulterior validarea în știință. În secolele următoare, un alt nepot al lui Erasmus Darwin, Francis Galton, duce și mai departe ideea prin școala eugenică. Aceasta își propune o selecție metodică îmbunătățită prin programe de sterilizare a persoanelor inferioare genetic. Centrul școlii eugenice a fost vreme îndelungată în Statele Unite, chiar dacă versiunea sa cea mai faimoasă este cea aplicată de naziști în Europa. Din școala eugenică au evoluat mai multe curente foarte populare ale modernității, cum ar fi planificarea familială prin contracepție și avort, dar și mai multe direcții ale globalismului, la care ne vom referi cu alte ocazii. Firește, ultima consecință a modelului mitologic evoluționist este transumanismul, speranța modificării artificiale a speciei umane prin intervenție genetică sau cibernetică. Când obiecțiile la adresa teoriei evoluționiste s-au înmulțit, apărătorii ei au recurs la o explicație neașteptată. Evoluționiștii moderni, precum Richard Dawkins, au început să indice ipoteza că viața pe Terra poate fi opera extratereștrilor, ceea ce ne readuce paradoxal în punctul inițial. Dragi prieteni, mă opresc aici, dar am să revin asupra subiectului. Am văzut cum s-a impus teoria evoluționistă. Dar o să vorbim cu altă ocazie și concret despre conținutul teoriei evoluționiste. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!